Despre ce s-a întâmplat la muzeu, și aici pot dovedi, ei știau. PSD-ul știa. Iulian Chiriac, are și ăsta trei nume ca și mine. Așa, știa. De ce? Pentru că eu am primit un SMS în timpul ședinței și mi-a zis, nu vrei să întreb de curățenie de la muzeu? De la el? Nu, de la el, m-am apropiat. Am înțeles eu. Păi cât de prost să fii, să crezi că eu sunt mai prost decât crezi tu că sunt? Că asta e întrebarea. Adică și închipui cineva că ling vreo clanță ca să mă întorc la PSD, că am ieșit din curte și m-a plouat și am mers pe-n băltoace și vai steaua mea și mă doare piciorul și capul și ochii și sângerez din toate rănele, mă dor și sunt la clanța lor să-mi dea drumul apoi în curte? Nu! Nici la unii, nici la alții. Hai de văd la ce nu m-a făcut o propunere. Înțelegi? Într-un fel lipsit de obraz, de portoazii profesional. Ca zic așa. Deci asta credi? Nu, nu s-a va întâmpla așa ceva.